Eu am vrut, să știți, pe cuvânt, am vrut să nu mai vorbim despre Traian Băsescu aici la emisiune. Ca măsură de igienă, așa. Dar n-avem cum, n-avem cum. Pentru că ninge, plouă, se desfac alianțe, se refac alianțe, nu contează nimic. Băsescu merge mai departe. Și-a luat partidul ăla în spinare și umblă cu el de colo-colo, din televiziune în televiziune. E politician de ăsta ambulant, se plimbă de colo-colo și vinde bărunțișuri. O să ajungă pentru o țigară sau un părel de ceva să ne cânte, să ne spună bancuri. Ieri fostul președinte a fost aici la TVR. Acum că nu mai e în funcție, poate vă gândiți că omul s-a schimbat sau ceva de genul ăsta. Nu, fraților, deloc. Aș putea să spun din contră. Da, cu cât trece timpul, cu atât îi se pare că ne-a condus mai bine. Dacă am fi în aceeași situație, iar piața globală, dacă ar fi la fel, n-aș ezita să-mi salvez țara cu costuri uriașe politice. Bine, Băsescu face parte din categoria aia. Degeaba-i demonstrez că 2 plus 2 fac 4. El o să-ți spună, atunci erau alte vremuri, nu știți voi, a fost greu. Nu, nea Traiane, austeritate nu înseamnă doar tăieri de salarii. Austeritate mai înseamnă și ca miniștrii, nu știu, dau așa un exemplu la întâmplare, Elena Udrea, s-o lase mai ușor cu furtul. Da, cu mangleala, cu ciordeala, cu cardeala, cum ne-a învățat domnul Vanghelie. Ce spuneți de asta? Iar vrei, matale, să ți le spunem pe toate? Ți le spunem. Contracte mânărite, ANRP, Cocoș, Bica, băieții deștepți din energie. A? De ce n-ai făcut niște austeritate pe acolo? Sau să-ți amintim de mormanul ăla de bani cu care s-a trezit frate-tu în brațe? Mă rog, n-are sens, că iar mă enervez. Problema, de fapt, asta voiam să vă spun, e că omul se află în campanie electorală. Privește spre viitor, da. Haideți să vă arătăm și ce vede în viitor Traian Băsescu. Îmi iubesc orașul. Aici am copilărit, aici am crescut, aici m-am maturizat. Iubesc fiecare loc din acest oraș, pentru că pe oriunde mă duc, clădirile îmi trezesc amintiri. Goștu, prima iubire, Crișul, centru, pasajul în care duceam atâtea nopți, distracția. Vai, domnule candidat, câte amintiri vă trezește orașul, impresionant. Dar amintirea cu momentul în care ați omorât 3 oameni cu mașina? A? Nimic? Domnul Horea Vușcan, candidat PMP la primăria Oradea, a omorât 3 oameni cu mașina în 2003 și a fost condamnat atunci la 2 ani de închisoare cu suspendare. Bravo, nea Traiane! Și noi care ziceam că ne omor cu sărăcia, domne, ai găsit, matale, metode mai simple, a? Măcar nu ne mai chinuim. Hai că ești milos, mulțumim. Oricum, șefule, dacă mai vii pe aici, pe la noi, pe la TVR, dă-ne și nouă un semn. Poate, nu știu, treci o fugă pe la Starea Nației, să avem și noi o discuție mai bărbătească, așa? De asta, cu întrebări serioase, nu frecții gen. Și aveți și regrete după cele două mandate?